Părintele Constantin Necul a oferit câteva sfaturi pentru a scăpa de stresul care ne cuprinde viața de zi cu zi. Părintele a făcut mai multe mărturisiri care trebuie luate în serios de toți creștinii. Părintele Constantin Necula este un reper în societatea actuală, iar prin felul său carismatic a ajuns în inima multor români. Este prezent și pe rețelele de socializare, unde vorbește frecvent despre cum să avem o viață trăită din plin și fără stres, ascultând cuvintele Domnului. Constantin Necula a devenit unul dintre cei mai apreciați preoți în societatea actuală. Este prezent pe rețelele de socializare, unde ține predici și le explică românilor cum pot să ajungă la o viață trăită din plin. Părintele a spus în cadrul unui interviu despre modul în care putem trăi în armonie cu darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în noi. Fiecare dintre noi este unic după profilul dăruire de divinitate și ar trebui să ne bucure pentru aceste lucruri. Constantin Necula afirmă că cei mai mulți se stresează și acordă multă atenție oboselii în loc să pună accent pe o viață trăită din plin. De-a lungul timpului, preotul a mai spus despre cum rugăciunea, mersul la biserică și punerea credinței în Dumnezeu ne va ajuta să scăpăm de probleme. În acest an, postul Sfintei Mării va începe pe 30 iulie. În mod obișnuit are o dată fixă și anume 31 iulie, dar dacă pică miercurea sau vinerea, lăsata secului se va face cu o zi înainte. Părintele Constantin Necula a oferit creștinilor câteva detalii despre modul în care ar trebui să fie următoarea perioadă pentru ei. Preotul recomandă să se țină post și creștinii să aibă gânduri bune pentru Maica Domnului pe care să le transmită. Cu toate că abținerea de la mâncare pare dificilă, se pune mai mult accent pe modul în care îl păstrăm pe Dumnezeu în inima noastră, relatează spynews.ro.